Pentru ultima dată în acest an, asistații sociali din Ploiești au primit alimente de la cantina de ajutor social. Ca și de Crăciun și astăzi, aceștia au primit pachete cu alimente mai bogate decât într-o zi obișnuită. Cei care au trecut azi pragul instituției au ridicat fiecare câte un pachet în valoare de 52 de lei. Pe lângă alimentele de bază, aceștia au mai primit și carne, fructe și dulciuri. Cât de mult vă ajută toate astea? Foarte mult, la 6 copii sunt, părerea mea, suficient. Pentru câte zile o să vă ajungă? Asta nu pot să spun, că copiii mă cină mult, nu e vorba. Da, sunteți mulțumită de ce ați primit. Faceți că o vorbă, degeaba e bun. Totdeauna a fost suficient pentru mine, niciodată n-am avut pretenții. Asta e un ajutor în plus față de ce pot face în familie. Strictul necesar pentru o perioadă, anume de mâncare din familie. Da, sigur că o să mă ajute, că e benefic ce primim. O să aveți masa cât de cât înveșugată? Ei, mai avem și altceva, nu numai ce primim de aici, că nu e chiar așa. Este, sigur. Peste 1200 de persoane au primit astăzi pachete cu alimente din partea municipalității ploieștene.